Bună! Eu mă numesc Natalia Maria Boșneac și am 11 ani. Astăzi vă voi citi un fragment dintr-una din lecturile mele preferate de la editura Arthur, Școala pentru bine și rău. Este un dialog între cele două personaje principale, prietenele Sophie și Agata. Agata a rămas cu gura căscată când a văzut toate astea. Cum e posibil ca un sat întreg să creadă în povești? Pentru că sunt adevărate. Agata s-a oprit din mers. Nu pot să crezi că legenda e adevărată. Bineînțeles că așa cred, a zis Sophie. Crezi că un director de școală răpește doi copii, îi duce la o școală unde unul învață binele, celălalt răul, și la absolvire ajung în povești? Cam așa ceva. Spune-mi dacă vezi vreun cuptor. De ce? Vreau să-mi bag capul în el. Te rog să-mi spui ce anume se predă la școala asta. Păi, la școala pentru bine, băieții și fetele ca mine învață cum să devină eroi și prințese, cum să conducă o împărăție așa cum trebuie și cum să ajungă să trăiască fericiți până la adânci bătrâneți, a zis Sophie. La școala pentru rău te învață cum să devii o vrăjitoare rea sau un troll cocoșat, cum să blestemi pe cineva și să-i faci farmece. Farmece? A zis Agata pe un ton strident. Cine a inventat asta? Un copil de 4 ani? Agata, dovada e în cărțile de povești. Poți să-i vezi pe copiii care au dispărut în desenele din carte. Jack, Rose, Rapunzel, toți au propria poveste. Nu văd nimic pentru că nu citesc nicio tâmpenie de carte de povești. Și atunci știi cu teancul ăla de lângă patul tău? A întrebat-o Sophie. Agata i-a aruncat o privire mânioasă. Păi cine zice că-s chiar adevărate cărțile astea? Poate că librarul se ține de glume. Poate că asta e soluția pe care au găsit-o bătrânii ca să-i țină pe copii departe de pădure. Oricare ar fi explicația, sigur n-are nicio treabă cu directorul școlii și cu farmecele. Și atunci cine îi răpește pe copii? Nimeni. Odată la 4 ani, doi idioți se furișează în pădure, sperând să-și sperie părinții, dar se rătăcesc sau îi mănâncă lupii și gata, legenda continuă. Asta e cea mai tâmpită explicație pe care am auzit-o. Nu cred că dintre noi eu sunt tâmpita, a zis Agata. Faptul că îi se spusese tâmpită a făcut-o pe Sophie să-i clocotească sângele în vene. Ți-e frică, a zis ea. Sigur, a râs Agata. Și de ce mi-ar fi frică? Pentru că știi că o să vii cu mine. Agata n-a mai râs. Apoi privirea s-a îndreptat dinspre Sophie spre piață. Sătenii se holbau ca și cum el ar fi fost soluția misterului. Binele îmbrăcat în roz, răul în negru. Perechea perfectă pentru directorul școlii. Ascultat un fragment din Școala pentru bine și rău de Soman Cionani în lectura Nataliei Boșneag. Cartea este ilustrată de Jacopo Bruno și a fost publicată în colecția Orange Fantasy a editurii Arthur în traducerea Ioanei Vâlcu.